Scriind colaboratorului său celui mai apropiat, Timotei, Apostolul Pavel, în 1 Epistolă, capitolul 1, despre harul care l-a avut să fie mântuit, va mai mult să fie angajat în slujba sfântă, s-a oprit din relatare și a zis în versetul 17, și spun și eu, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Și tot de pe aceeași pagină vă salut și pe dumneavoastră. Versetul 2. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Noi uneori ne salutăm mai simplu, numai pace, dar dacă nu era întâi har și îndurare, nu era pace. Așa că har, îndurare și pace să vă dea Domnul tuturor. Amin. Amin. Am pe inimă în această seară să vă vorbesc din predica de pe munte. M-am uitat încă o dată în Scriptură, am o Biblie din asta în care cuvintele Domnului Iisus sunt notate cu roșu. Matei 5, 6 și 7 n-au decât primele două versete și ultimele două scrise cu negru, adică aparțin lui Matei. Restul sunt în mod absolut toate versetele cuvintele Domnului Iisus. Acum nu o să predic din toate astea, vreau să pun un titlu, să fie poate mai ușor de reținut, atitudini corecte, așa cum ne-a învățat Domnul, știți că scrie mereu, Moise v-a spus, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, și spune Evanghelistul Ioan în cartea sa, în capitolul 1, că legea a fost dată prin Moise. Versetul 17, dar adevărul a venit prin Domnul Iisus. Ba mai mult, pentru că în primul rând vreau să vorbim de atitudini corecte față de Dumnezeu, scrie în versetul următor, Ioan 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Adică nimeni nu ne putea vorbi mai corect, mai îndeaproape despre Tatăl decât Fiul, nu? De altfel, este model. Și spune Romanul cu 29 că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a rânduit mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său. Deci, acesta e proiectul și vrem să învățăm cum ne-a învățat Domnul Iisus să ne relaționăm la Tatăl și la oamenii din jur. De altfel, asta e și chintesența legii, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. În primul rând, trebuie să știm despre Dumnezeu, să fim conștienți că El ne cunoaște întru totul și îndeaproape. Spune în Matei, la capitolul 6, toate le extrag din predica de pe munte, chiar dacă mai au ceva din Scripturi, dar la bază susțin doar cu ce aici. 6 cu 4, partea a doua. Tatăl tău care vede nascuns, ci vorba de milostenie, 6 cu 6 de rugăciune, Tatăl tău care vede nascuns, vorba de post. Versetul 18, Tatăl tău care vede nascuns. Sau cum spune Ieremia în 23 cu 23 și 24, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, adică nu vede numai până la colț? Zice, poate sta versetul 24, cineva în vreun loc ascuns fără să-L văd? Scriptura merge până acolo încât spune că Dumnezeu, hai să citesc versetul ăsta, e tare frumos, 1 Cronici 28 cu 9, îi spune David fiului său Solomon despre Dumnezeu, cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Am avut o experiență și n-a fost singura, când Dumnezeu mi-a dovedit că mi-a citit gândul nerostit. Eram în adunarea din Diosic, județul Bihor, și un frate de acolo, un presbiter, a făcut referire la un verset, cum ar fi un verset obișnuit, Ioan 14 cu 6 sau ceva la îndemână, și a dat să-l caut în Biblie și nu îl găsea. A spus versetul tot, textul, dar nu știa referința. Și în mintea mea șoapta, că uneori tare ușor ne scăpăm gândurile. Cine l-a pus pe ăsta prezbiter? Nu știe nici versetul ăsta în Biblie. Și m-a chemat să predic, eram și eu tot prezbiter.
Și am făcut și eu în timpul predicii referire tot la un verset din ăsta obișnuit și dădeam să-l caut și să ascund și de mine. Și el din apoi mi l-a șoptit. Și în mintea mea am avut vreme să zic, e mai prezbiter ca mine. Dar după aia am zis, Doamne, dar ai băgat de seamă chestia aia? Da. Toate le știe. Mai citez în încheierea acestei idei ce spune în Evrei, capitolul 4, versetul 13, nici o făptură nu este ascunsă de el. Totul e gol și descoperit înaintea celor care avem a face. Spunea un frate proroc din Ardeal că l-a trimis Domnul la un om de pocăit și spune să pocăiască. Și le zice, Doamne, este un om foarte recalcitrant, dacă mă duc ăla strigă după mine, du-te! Și într-adevăr s-a întâmplat, ce-mi spui tu mie? Și prorocul, Doamne, ce fac? Și numai atâta întreabă, ce-a făcut când a fost, eu spus, în care țară din Europa și a spus un loc anume? Ăla s-a așezat jos, cât de vitează a fost și zice, de unde știi? Nu știe nimeni, de unde știi? Zice, eu nu știu. Dumnezeu știe, care m-a trimis la tine, eu nu știu. Slăvit să fie acest Dumnezeu omniștient. Dar de aici rezultă ceva, acest Dumnezeu care știe totul, vă citesc ce scrie în Matei 6 cu 8. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Nu doar că știe tot ce fac, îmi cunoaște nevoile, problemele, dorințele mele, toate sunt înaintea Lui. Știți că știe mai bine ca noi de ce avem nevoie? Inima e nespus de rea și înșelătoare, ce Ieremia în capitolul 7. Cine poate să o cunoască? Uneori ne mirăm de noi ce suntem în stare, uneori nu, în momente de ispită sau de stări tainice. Și dacă Dumnezeu știe toate nevoile noastre, toate problemele, cum spunea sora Târnicieru, că Domnul i-a știut numărul la pantofi. De ce pantofi avea nevoie când era copilă că n-avea pantofi? Toate le știe. Știi, frați din America au trimis ajutoare în țară și prorocește unul, zice, o să găsești, era după, acum, după Revoluție, ce, o să întâlnești pe unul cu pantofi și retruri deschise, fără șosete și cu o cușmă în cap. Să ai grijă de el, să nu disprețiezi, să-i dai și lui. Băi, da. Și așa a fost. Păi știa Dumnezeu dinainte, Psalmul 39, nu? Înainte să meargă cuvântul pe limbă, tu și cunoști în totul. Mare-i Dumnezeu nostru. Și de aici rezultă ceva, mergem pe fir. Ca o atitudine corectă față de Dumnezeu. Să știi să nu te îngrijorezi, să te încrezi în El. Păi dacă știe tu și știe nevoile. Și Domnul Iisus insista pe ideea că nu este Tată, nu? Și spune tot Domnul Iisus că în raport cu Dumnezeu toți părinții sunt răi. El e singurul părinte perfect. Și spunea Domnul Matei 6 cu 25, de aceea vă spun, adică pe fondul ăsta, nu vă îngrijorați. Nevoi interioare, hrană, nevoi exterioare, îmbrăcăminte. Și Dumnezeu știe toate astea. 31. Nu vă îngrijorați de când ce vom mânca, ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamul lumei îl caută, că ești, lumea este trecut aici ca și copii orfani și trebuie să îngrijească de ei, n-au tată, n-au familie. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de el. Deci dacă Dumnezeu știe ce ne trebuie, trebuie să stăm fără griji că știe. Ne mulțumim pentru asta. Luca surprinde tot din predica de pe munte un aspect în plus. În Luca 12, versetul 29, și să nu vă frământați mintea. Versetul următor, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Îi mulțumim că îngrijește de noi. Cum spune atât de frumos în Evrei 13, versetele 5 și 6, El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi, așa că putem, zice, plini de încredere, asta să vă dea Domnul, starea asta,
Domnul este ajutorul meu, nu vă mai teme ce mi-ar putea face omul. Lăudat să fie Domnul. Și dacă e așa, că e un Dumnezeu care știe tot, tot ce avem trebuință și vrea să îngrijească de noi, după cum le spune atât de mult, îmi place versetul ăla din Filipeni 4, le scrie Pavel la Filipeni și ăștia erau niște săraci. Versetul 19, în capitolul 4, și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre. Puneți versetul ăsta lângă cel spus de Domnul, că știe ce ne trebuie, trebuințele, nu? După bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos, și iară se oprește și zice, a lui Dumnezeu și Tatăl nostru, că totul e dat de relația cu Tatăl, să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Și un ultim aspect aici la relația noastră cu Dumnezeu, e important să o păstrăm, să avem o atitudine și a merge pe două dimensiuni. Pe de o parte e rugăciunea, e glasul de la noi către Dumnezeu și pe partea cealaltă este cuvântul, vocea lui Dumnezeu către noi. Să discutăm cu Dumnezeu. Noi poate l-am vrea să auzim, să ne spună ceva nou, așa, ca la atenieni. Dar Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul, are vorba lui Luther, Biblia nu e nici antică, nici modernă, Biblia e veșnică. Și Dumnezeu ne vorbește prin Scripturi și noi prin rugăciune vorbim cu El. Și spunea Domnul aici în Matei 6, de la versetul 9, îmi pare interesant, în versetul 8 spune că Dumnezeu știe tot ce avem trebuință și în versetul 9 zice, iată cum trebuie să vă rugați. Păi dacă știe, de ce trebuie să mă rog? Păi trebuie să știu eu că trebuie și să știu, cum zice Iacov 1 de la 16-18, că toate vin de la El și să-i le cer. Știți că ne acuză unii de ce cereți Duhul Sfânt? Păi scrie în Luca 11-13, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și stăruința aia supărătoare e trecută tocmai când a vorbit de că dă Duhul Sfânt celor ce îl cer, am putea completa fără să greșim în context, stăruitor. Și vă apreciez după cum v-ați rugat, să nu o slăbiți cu rugăciunea. O spune Luca 18-1, să se roage și să nu se lase. Amin. Și spune mai departe, cum trebuie să ne rugăm? Și Domnul ne va învăța cum să ne rugăm. Ce frumos spune Efeseni 6:18, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, pentru toți oamenii, vă dați seama. Tot felul, pentru toți și în toată vremea. Doamne, dă-ne har să ne putem ruga. Amin. Știți că și Domnul Iisus păstra o legătură foarte vie cu Dumnezeu, Tatăl, și de făcut nu făcea numai ce Tatăl îi spunea. E foarte importantă părtășia asta. Noi îi spunem lui, el ne spune nouă și predica asta de pe munte este o învățătură, tot mereu se spune aici, de exemplu 5:21, ați auzit că s-a zis 22, dar eu vă spun, noi ținem cont de ce zice Dumnezeu? Vă dați seama ce înseamnă să n-ascultăm noi pe Dumnezeu? Măi, diavolul nu-și permite să facă decât ce Dumnezeu îi dă voie. Dar le permite și demonul anumite lucruri. Dumnezeu ne permite și nouă. Dar n-ar fi bine să-L ascultăm și să facem numai ceea ce este voia Lui? Zice în predica de pe munte, 7:21. Nu oricine zice Doamne, Doamne. Deci nu putem merge numai cu rugăciunile. Doamne, Doamne. Cum spune poetul, și trec primăveri și toamne și noi tot cu Doamne, Doamne. Va intra în împărăția cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și spune în cele două exemple cu casa. Deci 24. Unii aud și fac, 26, alții aud și nu fac, ba încă unii, zice în Matei 23, numai că aud și nu fac, unii zic și nu fac, ăștia-s de ăștia de la amvon. Aia e mai grav, nu? Am vrea să ne asculte Dumnezeu când ne rugăm. Amin. Dar noi l-ascultăm pe El. Între Dumnezeu și noi trebuie să fie o prietenie. M-a spus Domnul în Ioan 15, vă știți prietenii mei. Zic, dacă ascultați poruncile și eu am ascultat de Tată, rămân în dragostea Lui, într-o relație foarte apropiată. Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi spune în Ioan 14, și atunci rugați pe Tatăl și vă va da
Orice veți cere, ce relație frumoasă. Noi să cerem, spune un an 5, dacă și după voia lui, Dumnezeu e mai cu minte ca noi, nu? Noi dăm la copii tot ce cer ei și considerăm că e potrivit, Dumnezeu e mai înțelept. Să avem relația asta așa apropiată cu Dumnezeu. Mare lucru. Să te asculte Dumnezeu e mare lucru. Dar să-L asculți pe Dumnezeu, zic că e mai mare lucru. Să se poată lăuda Dumnezeu cu tine, cum s-a lăudat cu Domnul Iisus. În ziua aceea, cum se spunea, cine va locui pe munte. Da, să legăm ce am spus până aici. Dacă avem așa Dumnezeu competent, puternic, dacă așa îngrijește de noi, pe cum să nu-L ascultăm, nu? Zice în Maleahii, capitolul 1, că cinsteau pe Dumnezeu numai așa, cu cerea șchiop și beteag. Și du asta la dregător, să vezi, te bagă în seamă. Zice, numele meu e mare între neamuri și este chemat. De aceea să-L cinstim pe Dumnezeu cum se cuvine. Uneori în postura mea de învățător mai vin întrebări, dar vin un soi de întrebări din astea, știți, eu am lucrat și oarecum mai profesez în învățământ. Sunt două categorii de elevi sau de studenți care vin să fie meditați. Știți care? Ăia de jos și ăia de sus. Unii vin să fie meditați numai să treacă clasa, iar alții să facă performanță. Dumneavoastră, în care vreți să fiți? Sunt un soi de întrebări, frate, dacă nu fac asta, decât dacă numai 4-50 mă trece clasa. Și pe minim, știi? Amicii m-au să mă întrebe aici, mi-au dus aminte un frate. Ei, voie să beau bere fără alcool? Și am întrebat, da, apă fără alcool nu-i bună. Păi frate, trebuie să purtăm batic. Dar ce nu mă întrebați? E păcat dacă purtăm batic? Să fii și mie simplu să răspund, că nu-i păcat. Să fim din aceia care punem întrebări în a-i face cinste lui Dumnezeu. Doamne, ce să fac să fiu mai plăcut? Nu? Ce nevasta îți vrea? Una care doar așa, vă face mâncare și cât de cât mai măture prin casă. Sau una care să-ți facă bucurie, orice, să te asculte. Ce soț ai vrea, nu? Unul care așa, te mai întreabă când ești bolnavă, să mergi la doctor. Sau unul care, și dacă ești tristă, cum a zis el Cana Cătreana, dragă, ce s-a întâmplat? Tu nu poți mânca, ești supărat. De ce să ne avem o relație de cinste cu Dumnezeu? Dacă El așa planuri mărețe cu noi și atât de bun și vrea să ne ducă în gloria sa, cum să nu ne rugăm Lui? Că El știe ce avem trebuință. Cum să nu-L ascultăm? Doamne, ajută-ne! Amin. Amin! Știți ce vrea Dumnezeu cu astea? Cu relația asta apropiată cu El. Matei 5, cu 48. Dar voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Adică așa de mult trebuie să ne asociem cu El, să ne asemănăm cu El, până devenim ca El. A spus-o Domnul. Nu desăvârșiți în capacitate, desăvârșiți în comportament, în cum se numește în teologie, atributele comunicabile ale lui Dumnezeu. Sunt niște versete în Efeseni 3, eu când am dat prima dată de ele așa, m-am uitat încă o dată, băi, văd bine ce scrie aici. Efeseni 3 spune să pricepem dimensiuni. Și versetul 19. Ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne, așa proiect ai cu noi. Păi cum v-am citat din Romani 8,29, să devenim asemenea chipului Fiului Său, plin de dumnezeire. Doamne, ajută-ne! Amin! Atitudini față de oameni, și asta le împărțim în două. Atitudini față de prieteni și atitudini față de dușmani. Acum, voi știți care vi lista. Care-s prieteni, care-s dușmani? Se poate întâmpla să mai încurcăm, să crezi că unul e prieten și dușman sau invers se poate întâmpla. Dar în atitudine față de prieteni, știți că Domnul ne-a așa, întâi facem bine,
fraților în credință, apoi la toți oameni, dragostea de frață, apoi dragostea de oameni, cum scrie Petru. Să avem o atitudine de bine, de bunătate. Spune aici în Matei, capitolul 5, versetul 44, faceți bine. Sau m-am place aici mai mult cum spune în Luca 6, cu 36, fiți milostivi. 38, dați și vi se va da. Suntem buni unii cu alții. Cum spune Apostolul Pavel la Efeseni 4 cu 32, fiți buni unii cu alții, miloși. Doamne, ajută-ne. Cum a zis David, scrie în 2 Samuel 9, ce vreau să mă port cu cine a mai rămas din casa lui Antan cu o bunătate, e valabil și pentru dumneavoastră la balcon. Ca bunătatea lui Dumnezeu, e ce propunere înaltă pentru sine. Ne-am propus asta? Știți, când se căsătoresc doi, mai întreb cum arată, ce are, ce n-are, de unde. După aia știți care rămâne întrebare. Bă, e bun? E bun cu tine? E nevastă bună? Cu asta rămâne. Cu un Dumnezeu așa bun, că bunătatea lui, cum spune psalmist, umple pământul. Nu s-ar cuveni să fim și noi buni. E la Dumnezeu ceva, spuneam că vrea să ajungem ca El. Moise a vrut să vadă un chip și Dumnezeu în loc de un chip i-a spus o frază în care s-a descris. Exod 34 cu 6. Între altele a zis că Dumnezeu e plin de bunătate. Și așa ne învață și pe noi, zice Pavel la Coloseni, capitolul 3, versetul 12, ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă, mă, plină, asta e ideea, asta îmi place. Că e îndurare, că e bunătate, dar e plină. Să vă dea Dumnezeu har, să fiți buni unii cu alții. Nu insist ca să nu spuneți că eu am părerea că sunteți răi și de-aia tot vreau să lămuresc să fiți buni. Trec mai departe. Matei 7. Ceva ce aproape e mai greu ca bunătatea de făcut. 7 cu 1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Adică să n-ai un spirit critic, ci în schimb, să ai un spirit retrospectiv, să te judeci pe tine și să te lupți cu tine însuți să faci performanță. Așa le spun la unii, să fie așa în familie, să fie nevastă așa. Mă, zic, nu știu dacă poți să-l schimbi pe ăla, dar pe tine ai avea șansă să te schimbi, dar asta nu te luptă. Să lucrezi în propria-ți viață. Ziceau bătrânii, ține asta a mine când sunt copil, și că oamenii sunt cu o desagă din aia, știți, un sac în față, unul în spate, și greșelile altora le pun în desaga din față, greșelile lor în spate. Și când te pocăiești, trebuie să întorci desaga. Să ierși ce-au făcut alții, să te uiți aici la tine, știi cum se dă, în păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Nu știu cum se face, că dacă de altul afli ceva, l-ai scăzut ratingul, nu? Nu mai cotat cum se cuvine. Dar de tine câte rele știi, încă ai părere bună. Normal? Pe asta a spus Domnul. Te scandalizezi pentru un pai. Și la tine ce-i? Pârna, mă. Zici, nu judeca. Vei fi judecat. Tu stabilești măsura. Nu l-am judecat eu pe ăla și mi-s o măsură, nu? Da? Ce simplu este să critici pe altul. Unde am avut de-a face soț cu soții, ea spune ce-a făcut el, el spune ce-a făcut ea. Eu îi spun la asta mărturisire în cruce. Păi spune tu ce-ai făcut și ea ce-a făcut, că fiecare știe mai bine ce-a făcut el, nu? Și mai este ispita asta la noi, să mai și povestim la altul ce-a făcut altul rău, nu numai că îl judecăm în mintea noastră, îl judecăm public. Păi nu, că n-a spus numai la unul și ăla la cât ți-o mai spus? Ia și fă cu mențiunea să nu mai spui la nimeni și spune și la mai departe, tot și-a spune în încheiere, să nu mai spui la nimeni. Dar asta cu ce ajută? Da. Spunea un frate că avea o soră care nu se căsătorise de redecuse ceva ani și au postit, s-au rugat și a fost un mesaj profetic că Domnul va da mamei ei un test și dacă îl va lua, îi va binecuvânta fiica în scurtă vreme, o mare binecuvântare. Și
fratele acestei surori, fiul acestei mame, s-a rugat, Doamne, să treacă mama testul. Și Domnul a spus în ce zi va da testul, s-a dus la ea acasă, a făcut de lucru pe acolo. Care a fost testul? A venit două surori să spună, ai văzut ce a făcut fata locutare? S-a încurcat cu unul. Și sora zice, sărmana, vezi, n-a învegheat, hai să ne rugăm pentru ea. A luat testul. Tu-l luai? Cine știe? Să ne dea Dumnezeu har să fim buni cu toți. Amin. Și să nu-i judecăm. Zice în Tit, cred că e 3 cu 2, să nu vorbească de rău pe nimeni. Măi, zice Iuda, că și cu diavolul nu poți să vorbești așa fie cum. Mihail, mare rang acolo, a zis, atâta, Domnul, să te mustre, atât. Sau spune Roman 14, cine ești tu să judeci? Bine, asta să nu mă înțeleagă cineva greșit, că lăsăm pe toți să facă de capul lor. Zice în Matei 18:15, dacă vezi pe fratele tău a păcătuit, și în traducerea românească apare mențiunea împotriva ta. Părerea mea este că am citit câte ceva pe tema asta, în unele texte originale nu există. Pot iau adăugare, nu știu sigur. Dar eu cred că nu-i corect să mă sesizez când cineva păcătuiește numai dacă păcătuiește împotriva mea. Și dacă păcătuiește împotriva altuia, nu-mi pasă, nu. Eu știu că mă sesizez când m-a jenat pe mine, nu? Dar pe mine trebuie să mă doară, nu că m-a jenat pe mine, ci că respectiv a păcătuit. Și atunci mă duc și vorbesc cu el, dar cu el, sau cu ea dacă e cazul. Și dacă nu birui să-l scot din șansă că a căzut, mai stric să mă ajute doi. Și ajungem până la un apel în fața adunării să-l salvăm pe cineva. Doamne, ajută! Amin. În al treilea rând, și închei cu cei buni, cu prietenii, îmi pare interesant în rugăciunea Tatăl nostru că totul e la plural. N-ai voie să spui pâinea mea, să ies greșelile mele, să nu mă duci pe mine în ispită, n-ai voie, dacă vrei să te rogi cum te-a învățat Domnul. Totul e la plural. Și atunci cer pâine pentru toți, ferire de ispite pentru toți, să ierte Dumnezeu pe toți, nu? Să vină împărăția pentru toți. Ce înseamnă asta? Să ne rugăm unii pentru alții. Amin? Amin. Scriptura merge până acolo, încât spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 13 cu versetul 7, ne rugăm să nu faceți nimic rău. S-ar putea, dacă cineva a căzut sau dacă nu se mai ridică așa ca Petru s-a ridicat, și Domnul s-a rugat pentru el. Am urmărit, vă las asta ca idee, pentru cine vrea. Dar voi știți că sunteți cunoscători ai Bibliei. Cam ce subiect de rugăciune avea Apostolul Pavel? Scrie de regulă la începutul epistolelor sale. Se ruga mult pentru sfinți să-i păstreze Dumnezeu, să-i crească în harul său. Și că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele, spune la unul zi și noapte, auzi? Mare lucru să te rogi pentru frași și surori. Un bătrân la 90 de ani a fost întrebat, și de cum? Când mi-ai zis ce face cu tare, ce face cu tare, cum îi ții minte la vârsta asta? Păi zice, nu-i țin minte numai pe aia care i-am într-o listă de rugăciune, pe ceilalți am uitat. Și eu uneori mai spun la frați, măi, măcar când ne amintim unii de alții, să ne rugăm unii pentru alții. Așa scrie, rugați-vă să nu cădeți în ispite. Iar e pluralul, nu? Matei 26:41. Rugați, cum spuneam, pentru toți oameni. Doamne, ajută! Amin. Cam asta pentru prieteni, să fim buni, să nu ne grăbim să judecăm și să ne rugăm unii pentru alții. E fain într-o asemenea adunare. Amin. Încercați! De rugat am văzut că vă rugați, slavă Domnului! Ce facem cu ceilalți din cealaltă listă, cu dușmanii? Domnul a spus că el a adus o învățătură diferită față de ce a spus Moise. Gata cu legea talionului. Și repetă. Citim din Matei 5, la 21, porunca a 6-a, să nu ucizi. Eu vă spun numai atât. Nici măcar să nu-l jignești, că degeaba nu-l omor de-al chinui. Nu se bucură în viață, nu? A 7-a, să nu prea curvești, înseamnă nici măcar să n-ai un ochi păcătos. Să nu jur și așa mai departe.
Versetul 44, iubiți pe vrăjmașii voștri, altă atitudine, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine, pentru ce vă prigonesc. Și a mai făcut Domnul mențiune, scrie în 5:10, ferice când veți fi prigoniți, oamenii vor vorbi de rău. Adică nu numai acum sau nu numai atunci, în toate veacurile, sfinții au fost respinși și au avut dușmani, lumea, demonii. Și în aceste condiții de adversitate, de dușmănie, Domnul ne-a învățat altă atitudine, să răbdăm, să suferim. Zice, în Evrei, uitați-vă la cel ce a suferit, crucea, rușinea din partea păcătoșilor. Să știm ce ne așteaptă, nu? L-a chemat Domnul pe Pavel, pe Saul, cum era atunci în Anania, și îi spune în Fapte 9:16, și să-i spui ce trebuie să sufere pentru numele meu. Când a fost împroșcat cu pietre, scrie în Fapte 14, s-a întors la ucenici, unii au crezut că e mort, ce le-a spus? Că în împărăția Dumnezeu trebuie intrăm prin multe necazuri. E normal să avem dușmani în lumea asta. Diavolul îi tulbură pe oameni împotriva noastră, știți? Evreii stârneau cetățile împotriva lor și uite așa. Trebuie să fim conștienți de asta, spune unii oameni, nu vă mirați, fraților, că vrăște lumea. Lumea ar iubi ce a ei, dar pentru că am ieșit din lume, dintr-o dată noi mergem în sus, demonii vin în jos, îi tulbură pe oameni. Sunt împotriva noastră. Asta e realitatea. Lasă că o să fie altfel după ce ajungem în rai, așa-i? Dar până atunci, trăim într-o lume care diavolul este rău, urăște, mincinos, ucigaș, și așa sunt fiii săi. Și în aceste condiții, Domnul învăța ceva pe ucenici. Vă citesc din Luca, din capitolul 6, de la versetul... Nu, din Matei 6, mai întâi, și apoi mergem la altă idee. 6 cu versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Adică toți care au păcătuit, socotește că au greșit. Cuvântul păcat în greacă e hamartia și înseamnă că a înțeles semantic, a greșit ținta. Adică ei au greșit ținta, trebuia să facă altfel și au greșit. Ca să-l poți ierta mai ușor pe cineva, nu socotește că o păcătuit, socotește că o greșit. Nu? Dacă te-ar tampona unul direct, băi, dar ce el a vrut să te tamponeze? O greșit, da. Asta nu bine de volan, a fost polici, s-a întâmplat. Ce și ne iartă pe noi cum și noi? Măi, și repetă Domnul singurul element din Tatăl nostru la care revine. 6 cu 14, 15. Dacă iertați, Tatăl vă iartă, nu iertați? Nu discutăm. Și avem pilda aia robului nemilostiv, Matei 18 la 21 la 35. A zis Petru, Doamne, câte ori să iert? Și interesant, așa începe pilda asta. Versetul 23. De aceea, nicio altă pildă în Evanghelie nu începe cu expresia asta. Adică pilda, conținutul ei, subiectul legat de discuția anterioară cu iertarea. Și rezultă asta clar din pildă, că unul a fost iertat de 10.000 de galbeni, asta e o sumă imensă, și el n-a iertat pe altul decât de 100 de lei. Ce s-a întâmplat? N-a făcut pușcărie pentru 10.000 de galbeni, dar a făcut pentru 100 de lei. Adică putea să intre rai cu tot bagajul imens de păcate, dar dacă nu poți să ierți pe unul. Recent a circulat pe internet, eu acum am auzit-o, poate e mai veche, nu știu, o soră visat că soțul și copiii au plecat la Domnul, și ea nu a plecat și știa motivul. Nu putea să ierte pe cineva care a greșit în mod repetat. Am auzit un caz, exact știu de unde este, nu dau amănunte, s-a pocăit o familie pe la 60 de ani și păstorul așa din operativitate a mărturisit pe amândoi odată, întrebat pe el ce ai făcut, apoi ca bărbații asta și asta, dumneata, apoi ca femeile, dar odată monșela satana cu subtoarță. Ce ai făcut tu? Asta plângând. Monșela satana avea dreptate cu așelat-o, ca pe Eva. Mai trăi vreo 10 ani și el o ținut-o la catastif. Au murit băiatul lor, mai mi s-a căsătorit după aceea și a zis într-o rugăciune, Doamne, mi-aș fi dorit să fie tata și mama la nunta mea, dar îți mulțumesc că vor fi în cer la nunta ta. Și într-o noapte visează că îi spune tatălui său, exact cum a zis. Și tatăl său îi spune, mamă ta va fi, dar cu mine e baie.
Și tată, s-au stat amândoi pocăiți, v-ați botezat deodată, ați rămas în adunare până la moarte. Pe mine m-au băgat la un loc cu cei ce nu vor să ierte. Și eu nu fac doctrină pe un vis, dar versul 35 ai spune așa, tot așa va face și Tatăl meu cel din ceruri, cel ceresc, dacă fiecare de voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Auzi, măi? Din toată inima. Pe ăștia care ți-au făcut rău. S-au repetat, sau cum o fi, ceva ce te-a deranjat. Mă sunat un bărbat de rângel și spune, frate, soția mea m-a mărturisit acum că a fost înșelat. Măi, tu ai predicat iertare? Da, dar e greu. Dar am un caz frumos să vă spun. Un frate a apucat la bani, a ajuns patron și a mai slăbit cu pocăința. Mai lipsea de la adunare, dar de la seriale sau de la nu știu ce știri și show-uri nu lipsea. Și domnul a îngăduit să vină o catastrofă economică, a pierdut tot și trebuia să plătească la stat, ce s-a calculat, fiscul, 200.000 de euro. A intrat într-o cameră, s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, mă pocăiesc, ce vrei să fac? Asta, asta, iar se punea pe genunchi, el mi-a povestit. Și iar scriam, iar mă închinam, iar scriam. Și cu foaia în buzunar sau suneva la rugăciune. Și Domnul îi spune, dacă te angajezi înaintea mea, cum ai zis, eu, Domnul, te voi scăpa din toate. Și azi, frate, am deschis altă firmă și nu a trecut multă vreme, vreo 2 sau 3 ani, eu s-am plătit tot la stat. Bă, încă în perioada aia, bă, s-a recalculat la Curtea de Casație și Justiție la București și eu mai dat înapoi 100.000 de euro statul. Și în perioada aia când eram în faza critică, ce mă cheamă, mă aveam o datorie la un furnizor din Austria, 80.000 de euro, și mă cheamă și spune, stai jos și scrie. Băi, zic, nu mă nenorociți, casa mea mai a rămas și am 5 copii. Măi, stai jos și scrie, uite ce scrie aici. Totul era pe stornare, care știți contabilitatea, adică s-a iertat datoria 80.000 de euro. Și de acolo, acum, nu mai lipsea de la adunare. Repede la adunare, cu gândul ăsta în minte, l-a pus să dea un îndemn. L-a dat din pilda asta, că de asta m-am amintit, cu iertarea. Nici 2 săptămâni mai târziu, un fost angajat îi dă foc la anexe, pagubă 15.000 de euro. Ajunge cazul în tribunal, că venit pompierii, poliția și le spune, îl iert total, eu plătesc cheltuieli de judecată că e sărac. Ce judecătoare înseamnă că ai avut asigurare și te scoți la asigurare? Nu, mi-a expirat asigurarea cu 1 săptămână înainte. Dar tu cum îl ierți? Am fost iertat. Aleluia. Ca să ierți, nu se ia în calcul datoria ta. Nu, datoria lui către tine. Se ia în calcul datoria ta față de Dumnezeu. O spavel către Filimon, ți-i dator cu ceva? Pune asta în socoteala mea, plătesc eu. Păi asta spune Biblia, zice în Coloseni capitolul 3, versetul 13. Toată motivația iertării. Ai pricină să te plângi? Păi, ce mi-a făcut? Iertați-vă cum v-a iertat Hristos. No, no comment. Punct. Atât. Cum te-a iertat? Vă spun eu cum ne-a iertat Domnul. Dintr-o dată, de toate și nu-și mai aduce aminte niciodată. De toate, să sune mai bine așa versificat, de toate deodată și nu-și mai aduce aminte niciodată. Asta înseamnă să ierți din toată inima. Doamne, ajută-ne. Și un ultim aspect și am încheiat. Spunea Domnul aici, zice, în Matei 5:44, iubiți. Și zice în Luca 6 că să fie o diferență sau este între noi și lume. Zice de la versetul 32, 6:32, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși iubesc. Faceți bine? Ce nou. Ce înseamnă asta? Versetul 35. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine, dați fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră veți fi mare și încă ceva. Veți fi fii celui prea înalt. Adică atunci când e vorba de iubire adevărată, să n-ai două liste, una cu prieteni și una cu dușmani, să-i tratezi pe o singură listă. Eram la Târgu Jiu, a fost un studiu spre dragoste, dar nu au fost întrebări, zice un frate, frate, frumoasă lecția asta, dar eu am dușmani. Păi zic, atunci scrie în Biblie, în Matei 10, că niciun pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Dar în Biblie scrie de mai multe ori că pentru a face un act bun față de dușman, e răsplata mare.
Toate cealaltă e numai răsplată. Dar dacă e față, e dușman, e mare. Zic, mea ta o să fie cel mai bine plătit în rai. Să ne dea Domnul har să iubim cu adevărat. Amin. Și nu-i vorba numai de răsplată, vom fi fii celui preanalt. Că raiul, dragii mei, de aceea e frumos. Că vor fi numai oameni acolo care știu iubi, care știu că au iertat, numai cazul să iertăm atunci. Nu-i raiul frumos că nu o să mai duci în lipsă și tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, ca în povestea românească nouă. Ci că va fi atmosfera aceea de dumnezeire, de bună înțelegere, de dragoste, cum spune 1 Corinteni 15 cu 28, ăla-i ultimul verset din Biblie, cronologic vorbim ca timp. Spune că de acolo încolo Dumnezeu va fi totul în toți. Spunea o soră în vârstă că a avut un vis că era un sul așa de covor înaintea ei și se desfășura nu așa la sol și se făcea trepte în el și a urca spre cer. Deodată s-a deschis cerul și a avut un cor de mirese, cunoscut câteva surori, și una îi spune, mi-o descrise așa cu spirit, ochi din ăsta feminin, cu ce bolănași aveau la haine, ce rochi, ce... nu știu. Și zice una din primul rând, soră, grăbește-te să vii, că aici este o fericire pe care voi pământenii nu știți. Să nu te temi de cuptoare și să nu te sperii de tuneluri. Ăstea cu dușmane sau de altele. Grăbește-te să vii. Și s-a încheiat visul cu cuvintele, dar să știi că aici n-ajunge numai cine iubește cu adevărat. Ținta poruncii este? Măi, voi știți. Atunci, har să vă dea Domnul. Să puteți ierta, că să puteți iubi. Cum știți, soția mea din tâi a plecat la Domnul în 2019 și din 2022 sunt căsătorit cu scumpa soție de acum. Și atunci când ne-a căsătorit, s-a făcut ceva vâlvă. Și la vreo 2 săptămâni după aceea, visează ea într-o noapte că un sol al Domnului ne-a luat din mulțime deoparte și a zis, am pentru voi locuri speciale în împărăția mea ca pentru toți sfinții mei, dar vreau să-mi slujiți. Și a zis, vă spun o taină, ca să puteți sluji liber, să iertați și să iubiți. Că cine iartă și iubește, slujește ușor și intră liber în împărăția mea. Mi-amintesc acum așa cu ce emoții s-a trezit, am și înregistrat-o atunci pe proaspăt, cum mi-a povestit visul și mi-a rămas în memorie. Să iertați și să iubiți. Dumnezeu să vă dea har să aveți o atitudine corectă față de El. Cel ce îngrijește de noi și cu care putem povesti ca și copiii cu un tată. Să avem o actitudine plină dragoste față de frați și chiar față de alții care încă n-au înțeles să ne fie frați. Poate Domnul le va da harul acesta. Ca în final să fim cu toții, cum se spunea, nu doar în cort, ci pe muntele Domnului. Amin. Amin.